Reporter de gardă. Cine știe cum arată biroul președintelui Parlamentului din Moldova? De câte ori un judecător v-a făcut o excursie prin judecătorie? Cine cunoaște exact ce se întâmplă în instituțiile publice în care accesul cetățenilor de rând este interzis? Asocierea cu Uniunea Europeană înseamnă și angajamente cu privire la transparența actului public. Reporter de gardă a vizitat Parlamentul și Judecătoria Supremă din Viena, capitala Austriei, dar și instituții oficiale din România, Slovacia, Cehia, pentru a vedea cât de deschise sunt aceste instituții față de cetățenii lor și cât de mult cred cetățenii în aceste instituții. De Ziua Națională a Austriei am găsit în fața Parlamentului austriac o coadă de sute de oameni. Această mulțime nu aștepta bere gratis sau ajutoare electorale. Acești oameni așteptau să intre în clădirea Parlamentului de la Viena pentru a înțelege mai bine cu ce se ocupă legislatorii. De Ziua Națională a Austriei, Parlamentul de la Viena a fost vizitat de circa 10.000 de oameni. Majoritatea dintre ei au putut comunica cu deputații, inclusiv cu Karl-Heinz Kopf, vicepreședinte al Parlamentului austriac. Well, Austria has a long-lasting tradition in democracy and this building representing the House of the Parliament. Austriecii au tradiții vechi în ceea ce privește democrația. Această clădire, care reprezintă Parlamentul, are în prezent 140 de ani. Parlamentul a fost întotdeauna deschis față de cetățeni, nu doar în această zi, deși azi așteptăm circa 10.000 de oameni. Ei sunt invitați aici să vadă clădirea, să discute cu angajații din Parlament. Este o regulă ca de Ziua Națională a Austriei, Parlamentul, dar și unele ministere, să fie deschise de la ora 9 până la ora 17 pentru cetățeni care pot veni aici să vadă, să discute. People can come here and see and discuss. Austria, unul dintre cele mai prospere state europene, are o istorie independenței de doar două ori mai mare decât cea a Moldovei. Dar calea fermă și independentă a Austriei a pornit de la un moment foarte sigur, atunci când ultimul soldat străin a părăsit țara, fapt confirmat și de către Karl-Heinz Kopf, vicepreședinte al Parlamentului austriac. After the Second World War, după cel de-al doilea război mondial, cu 10 ani mai târziu, Austria a devenit o țară liberă și cu 60 de ani în urmă, în 1955, ultimul soldat străin a părăsit Austria. Iar de atunci am construit această țară. Cetățenii pot intra în Parlamentul de la Viena în orice zi, cu o înscriere prealabilă. De asemenea, sunt acceptate și grupuri de vizitatori. Mulți vin să vadă un monument istoric bine menținut, dar și să cunoască o instituție care naște legi și o democrație bună. De Ziua Națională a Austriei, nimeni nu trebuie să se mai legitimeze. Accesul e deschis pentru oricine, din orice colț al lumii. Și oricine poate să ia locul parlamentarilor, nu doar în fotolii, ci și la tribune. În sala mică a Senatului austriac, vizitatorii au putut examina până și urna de voturi. Am gândit să facem un exercițiu, să exprimăm un vot sugestiv, să amintim tuturor votanților din Parlamentul austriac că cetățenii din Moldova și-ar dori și ei o democrație europeană. În Parlamentul austriac poate intra oricine, indiferent de rasă, statut social sau simpatie politică. O zi petrecută în Parlament e o sursă de analize, comparații și amintiri de neuitat. Cetățeni din Austria, dar și Serbia, Canada, Rusia ne-au spus părerile lor despre accesul în Parlamentul austriac. Ei aici, în Parlament, sunt foarte deschiși, încearcă să comunice cu tot. Și astăzi, cei de aici au fost foarte binevoitori. Am aflat tot ce voiam să cunoaștem. Veți veni și la anul? Probabil, deși coada de la intrare e cam lungă. Este foarte interesant aici. E o clădire impresionantă. Este important să o vizitezi. Ați dori să deveniți politicieni? Nu cred. Pare să fie o muncă destul de dificilă, pentru că există o mulțime de oameni care te vor solicita și trebuie să fii puternic ca să rezolvi toate problemele. E foarte frumos aici. Suntem din Est și Vestul, desigur că e mult mai dezvoltat.
Da, am încredere în politicienii austrieci. Mai mult decât în cei din Est. Cel puțin politicienii de la noi, din Serbia, nu sunt prea buni. E bine, au povestit o mulțime de lucruri despre Austria, despre legislativ. Unde în Rusia, dar am venit cu familia să locuim în Austria. Suntem foarte impresionați. A fost minunat să ajungem aici în această zi. E minunat că au lăsat toți oamenii să intre aici. În primul rând, vreau să spun că și la noi, în Canada, recent a fost instalat un nou guvern. Am vrea ca Austria să aibă relații mai apropiate cu noile autorități canadiene. Președintele austriac să vină în Canada, dar am fost foarte impresionați de vizita la Parlament. În Canada, ușile instituțiilor publice tot sunt deschise pentru cetățeni, pentru cei care au întrebări sau necesități. Dar aici este mai interesant, căci este o zi specială ca să vină toți doritorii. Faptul că politicienii deschid ușile în fața cetățenilor înseamnă că ei sunt alături de cetățeni, nu cineva special. Și eu cred că această deschidere este simbolică. În Parlamentul de la Chișinău a avut loc o singură dată o zi a ușilor deschise, atunci când imobilul a fost redeschis după reparații. Ulterior, această instituție a fost calificată de către experți drept una tot mai puțin transparentă. Jurnaliștii au fost izolați într-o încăpere cu pereți opaci, iar cetățenii află doar informații parțiale despre activitatea legislativului moldovenesc. Echipa Reporter de Gardă a făcut un exercițiu de acces în Parlamentul de la Chișinău, similar cu cel din Parlamentul austriac. Reacția serviciilor de securitate a fost categorică. Sediul Parlamentului este instituție publică. Dar este ordine. Este regulamente privind ordinea acces și securitate în Parlament. Dumneavoastră, graful îl încălcați acum. Citați articolul pe care îl încalc ca să eu știu. Eu nu sunt obligat să vă citesc articolul. Deci mi-ați interzis în ce bază? V-am dat referință la temeiul legal. Dumneavoastră, nu aveți. Lămuriți-mi, vă rog frumos, în baza la ce filmați în Parlament acum? În baza legitimației de presă și în baza... Dumneavoastră, nu aveți acreditare. Dumneavoastră, nu aveți acces în... Clar. Asta ați mai spus. Stimați, colegă mea, obține... Eu vă rog frumos, domnul să stea la scări. El nu are ce să căuta în spate. Mai departe nu intru, aștept acreditarea. Care-i problema? Să așteptați, vă rog frumos, afară. Reporterii care își fac meseria realizând știri și reportaje în Parlamentul de la Chișinău în ultima perioadă spun că, deși clădirea e nouă, nu conține spații adecvate pentru exercitarea cât mai bună a meseriei de jurnalist. Mariana Galben, reporteră la agenție de presă Infoprim Neo, dar și Liliana Barbăroșe de la Europa Liberă, împărtășesc cu noi experiențele reportericești recente din clădirea legislativului de la Chișinău. De când jurnaliștii au început să protesteze într-un fel, să spună că am fost închiși într-un țarc, serviciul de presă a Parlamentului ne-a anunțat: voi aveți acces deschis în sală. Însă în sală nu este echipat. Elementar nu sunt prize pentru calculator. Eu am nevoie să scriu știrea în timp ce merge ședința plenară. Ce să fac eu în sală dacă nu pot sta cu calculatorul? Trebuie să rămân în țarc. Totuși cred că cei mai nedreptățiți sunt fotoreporterii. Ei sunt obligați ca și jurnaliștii să rămân în acest țarc. Ce să fotografieze? Monitorul la care ne uităm noi? Dacă ne amintim, au fost materiale jurnalistice făcute din fotografii ale colegilor noștri, când un deputat făcea trafic de influență, a fotografiat comunicarea sa cu o altă persoană care dorea să fie angajată la un minister. După aceea au apărut problemele acestea. Deputații au început să invoci că ei nu vor să fie fotografiați, că accesul fotoreporterilor trebuie limitat și le-a fost limitat accesul. Dacă m-ar întreba cineva, eu aș opta pentru acces deschis în sala Parlamentului. Să admitem, de exemplu, că este o bătaie între deputați. Eu cred că foarte ușor regizorul care stabilește ce să vedem noi pe monitoare poate să închidă și noi să nu vedem cine cu cine se bate, de la ce s-a pornit și suntem lipsiți de informații importante. Din momentul în care jurnaliștii nu mai au acces propriu-zis în sala de ședință, acolo unde au loc ședințele în plen, unde au loc dezbaterile, eu n-am încetat să mai merg la Parlament. Urmăresc toate transmisiunile live și nu am nimic de pierdut. Dar a dispărut acel element să vezi reacțiile deputaților, să vezi fiecare cum... De exemplu, în 4 ianuarie, când premierul nominalizat a venit în Parlament și acolo s-a constatat lipsă de quorum,
Era un element în știri, un element foarte important, să-l vedem pe liderul PLE, Mihai Ghimpu, cât de bucuros era că s-a produs acest eșec, a fost această lipsă de quorum. Ei, iată, elementele astea, multe din ele nu mai pot fi prinse de jurnaliști din momentul în care nu au acces în sala de ședințe. Cât despre cetățeni, vreo 4 ani în urmă am fost în America și am fost surprinsă să văd că am vizitat biroul unui senator și am fost surprinsă să văd cum fiecare alegător care și-a dat votul pentru acel senator are acces direct la acel senator cu program de lucru pe ore, când poate fi primit, ca să vină la el cu orice problemă are de rezolvat. N-am prea văzut lucrurile astea în Parlament. Cu greu îmi imaginez că poate intra orice alegător să vorbească cu deputatul pentru care și-a dat votul. Ați fost vreodată în Parlament? Nu. Dar ați vrea să mergeți? Nu știu. Nu. Dar ați vrea să mergeți? Nu. Să zic, am fost cu serviciu, am avut ori acolo. Nu. Dar ai vrea să mergi? Nu. N-am fost niciodată. Da, ați fi curios să mergeți? Aș fi curios, da. Dacă ați merge, credeți că ar putea să intrați acolo? Nu, n-am încercat. Ați fost vreodată în Parlament? Nu. Dar ați vrea să mergeți? Nu cred. Dar ce credeți că se petrece acolo? Acum? Nimic. Acolo suntem de fotolii toți, de atâta și nu se petrece nimic. Sunt tot bine de fotolii. Credeți că este destul de transparent Parlamentul nostru? Nu. Da, ați doriți să vedeți ce se petrece acolo mai des? Foarte tare. Și nu eu, dar toată lumea cred că îmi dori asta. Pentru că, la urmă, urmă, achităm ceva taxi și vrem un rezultat. Noi când mergem la muncă, lumea vede ce facem. Vom vrea și noi să vedem cei care primesc salarii destul de bunișoare. Credeți că este destul de accesibil pentru cetățenii? Cred că nu. Nu, în ziua de azi e cam greu să ne merești așa. Dar este destul de transparent Parlamentul nostru? Nu, el e, cum să vă spun, e prea corupt, cred că, ca să intre la dânsi. Nu este transparentă, fiindcă presa dumneavoastră nu pătrunde acolo. N-am văzut niciun jurnalist. Deseori se petrec ședințele lor închis. Dacă sunt așa niște întrebări mai care ne doare mai tare. Dacă ar fi integri și dacă ar fi decenți, ar fi tot în ordine. Asta le lipsește. Dar iată, presa nu e lăsată la ședințele Parlamentului. Cum comentați? Au ce ascunde. Ați vrea mă, ca să vedeți garajul Parlamentului? Nu, nu. Vreau să nu-i văd. Eu că tare văd cu ce mașini îmi lăi ei. Da, ei nu vor să iei niște mașini mai ieftine, să mai dea banii ăștia poporului, lumea asta care are nevoie și n-are și mânca, pensionarii ăștia care au mâncat și le-au crescut pe dânși. Dați văzut vreun deputat pe bicicletă? Niciodată, aș vrea să mă uit, dar mă tin că în țara noastră n-a să avem ocazie să vedem un deputat cu o bicicletă. Conducerea legislativului austriac este convinsă că informația nu poate fi ascunsă de cetățeni, mai ales informația despre banii publici, dar și despre veniturile și interesele politicienilor, fapt confirmat și de către Karl-Heinz Kopf, vicepreședinte al Parlamentului austriac. Yes, of course, everything is to be known by the people. Da, totul trebuie să fie cunoscut de către cetățeni. Democrația depinde de libertăți și de acces la orice informații. Or, altfel n-ar fi posibil să avem o democrație legală. Am întrebat dacă parlamentarii austrieci își etalează mașini civile scumpe sau circulă cu transportul public. Îngrijorările moldovenești au trezit zâmbetul oficialului austriac. Cheaper transport or public transportation? No, Austria is one of the most wealthy countries all over the world. So Austria este unul dintre cele mai bogate state din lume. Un număr mare de cetățeni au mașini și averi obținute prin muncă cinstită și de succes. Printre aceștia sunt și membrii Parlamentului. Ei sunt la același nivel cu cetățenii. Faptul că parlamentarii dețin mașini nu este un subiect de discuție în Austria. Dar trebuie să menționez că pentru parlamentari nu există privilegii. Nici pentru deputați, nici pentru membrii guvernului.
of the parliament. În anul trecut, și Austria a fost zdruncinată de un scandal financiar. Colapsul băncii Hypo Alpe Adria, naționalizată de guvernul austriac în 2009, a fost calificat drept cel mai dezastruos fenomen bancar al acestei țări de după cel de-al doilea război mondial. Banca Hypo ar fi înghițit peste 5 miliarde de euro din bani publici, inclusiv din deficite și datorii de stat umflate. În anul trecut, guvernul a decis să închidă această bancă, dar acum toate instituțiile și persoanele responsabile de spălarea celor 5 miliarde de euro sunt investigate. Parlamentul Austriei a creat propria comisie de anchetă. Orice cetățean austriac poate afla cum derulează, ce conține și când va fi finalizată ancheta. Deși cele 5 miliarde ar reprezenta doar 1% din PIB-ul Austriei și nu 15% din PIB, cum a fost în cazul scandalului bancar din Republica Moldova, cetățenii austrieci, dar și presa, nu scapă din ochi și nu lasă în pace părțile implicate, dezlocând frauda pe înțelesul tuturor. Austriecii nu se jenează să facă glume pe seama parlamentarilor atunci când cred că problema este examinată superficial. Cu atât mai mult, politicienii acceptă criticile fără să dispună de armate de blogeri și comentatori care le-ar lua apărarea și ar contraataca presa independentă sau experți. Das ist aufzuklären, wem diese Handschellen in Zukunft gebühren. Der Urknall dieses ganzen Desasters ist selbstverständlich das freiheitliche System in Kärnten gewesen. Das war der Urknall, das war der Ausgangspunkt dieser gesamten Misere. Punkt 1. Alle Fakten auf dem Tisch. Maximale Transparenz. Lassen Sie das Parlament Aufklärungsarbeit leisten. Und dann bitte... Cetățenii austrieci au o mare încredere în justiție. Palatul de justiție din Viena poate fi vizitat de asemenea de orice cetățean. Potrivit unui sondaj recent realizat în rândul justițiabililor, circa 80% dintre cetățenii austrieci au încredere deplină în sistemul de justiție, iar cei nemulțumiți sunt nesatisfăcuți în fond de durata proceselor judiciare, nu de imparțialitatea judecătorilor. Maria Onchi-Cermenca, judecătoare la Curtea de Apel din Viena, ne-a explicat modul în care justițiarii europeni deschid instanțele în fața cetățenilor. We also opened our doors and for us it's so important and so wonderful to bring people closer. Pentru noi este foarte important să aducem oamenii mai aproape de justiție, pentru că vrem ca oamenii să cunoască faptul că justiția stă la baza unui stat democratic și că un stat sigur e bazat pe lege. Vrem să le arătăm oamenilor, aceasta este justiția voastră. E reprezentată aici. Veniți și vă explicăm cu ce ne ocupăm în această clădire. Dar de asemenea, care este istoria acestei clădiri, care este veche? Datează din 1881. De ziua națională a Austriei, oricine s-a putut simți judecător. După dispoziția cetățenilor, deveniți judecători pentru câteva minute, se vede că justiția în Austria e un act pozitiv, dar și memorabil. Am întrebat judecătorii austrieci despre transparența veniturilor și intereselor. Pentru ei, transparența este lege, una dintre legi care este respectată la fel de mult. It's a law. People could look in the law. They could look at my salary. They would find it out because it's a law. Este lege. Cetățenii pot vedea ce salariu am eu, pentru că legea permite asta. Deci nu este o problemă să declarați tot ce aveți? E ceea ce spune legea. Legea este egală pentru toți. Un judecător trebuie să arate veniturile. Ar putea judecătorii să vină cu bicicleta la muncă sau cu transportul public? Da, desigur, majoritatea fac așa. Nadia Hriptevski, juristă în cadrul Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, explică de ce instituțiile judiciare de la noi sunt mai închise față de presă, dar și față de cetățeni. Am văzut în câteva situații care au fost datorită muncii dumneavoastră, de fapt, a jurnaliștilor, au fost aduse publicului la cunoștință, atunci când judecătorul declară că nu îi aparține, dar de fapt stă într-o casă care... El locuiește mai departe în casa asta și doar formal nu este a lui.
și nu declară nici și că ea soție sau că e soacră, etc. Când este vorba de o casă, mie îmi vine foarte greu să-mi imaginez cum să poți uiți și adică este neintenționat. E intenția pentru mine este evidentă pentru că judecătorul, ca și oricare justițiabil, trebuie să depună maxim efort ca să completeze corect declarația. Și dacă se uită ceva semnificativ, atunci nu mai trebuie să căutăm, să demonstrăm că de fapt a fost cumva, intenția este evidentă. Nu doar în Austria, transparența, declararea veniturilor și a intereselor sunt legi respectate cu strictețe. În Cehia, primarii, de exemplu, sunt obligați să declare la sfârșit de an chiar și cadourile primite, iar lista darurilor este publică alături de venituri și interese. Jiří Dospisil, primarul orașelului Tișnov din Cehia, spune că cehii au învățat să respecte legea transparenței. Urmăresc datele cu privire la nivelul corupției în Cehia, comparând cu statele din vest. Ceea ce ne ajută este deschiderea față de cetățeni. Ei pot accesa orice informație despre munca noastră, pot verifica ceea ce facem. Pentru cei care lucrează în instituții publice, poate nu e cel mai plăcut lucru să fie verificați de către cetățeni, dar toți știu că aceasta e regulă. Există o lege cu privire la declararea veniturilor și în fiecare an trebuie să îndeplinim formulare. Transparența și deschiderea față de cetățeni nu vine de la sine și nici din simpla creare și votarea unei legi. Austriecii spun că reușesc cei care nu obosesc niciodată să lupte pentru valorile societății. Karl-Heinz Kopf, vicepreședinte al Parlamentului Austriei, spune că transparența necesită o muncă permanentă. Alte țări, așa cum ea dumneavoastră sau alte state post-sovietice, au avut doar 20-25 de ani ca să construiască o democrație. E o chestiune de dezvoltare. E necesar să aveți oameni care fac presiuni, care lucrează pentru dezvoltare, care să nu obosească niciodată și să solicite în permanență democratizare. Așa a fost și la noi. Dar acum am atins un nivel înalt, nu doar de bunăstare materială, dar și un nivel înalt al democrației și libertății pentru toți cetățenii. Aceasta este posibil, dar nu va veni de la sine. Realizarea acestei emisiuni este posibilă grație ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională în cadrul programului FHI-360, Consolidarea Societății Civile în Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, Guvernului Statelor Unite ale Americii sau FHI-360. Ați ascultat emisiunea Reporter de Gardă, un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova.